În continuare, am să rog din nou pe Marius Dumitrescu, de această dată în calitate de antreprenor, să ne prezinte cum mai stă cu inițiativa lui din toamnă de a înființa farmacia socială. Poftim, Marius, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Azi dimineață nu am emoții. Uitați că acum am emoții pentru că este un alt tip de prezentare. Este un proiect mai mult sentimental, dar ce am să vă propun este pentru început, înainte de a vă prezenta stadiul în care se află farmacia socială și procesele prin care am trecut, aș dori să reamintesc faptul că luna mai este luna economiei sociale și aș dori să urmărim un filmuleț scurt, tocmai pentru a înțelege mai bine în ce context s-a înființat această farmacie și nu oriunde, la noi în județul Mureș. Procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale și a celor de inserție a fost aprobată de Guvernul României pe 10 august 2016. Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și interesele nepatrimoniale. Principiile economiei sociale sunt: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului, solidaritate și responsabilitate colectivă, convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și sau interesele unei colectivități, control democratic al membrilor exercitat asupra activităților desfășurate, caracter voluntar și liber al asocierii, personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice, alocarea celei mai mari părți a profitului, excedentului financiar, pentru atingerea obiectivelor de interes general ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. Întreprinderile sociale trebuie să respecte următoarele criterii. Acționează în scop social și sau în interesul general al comunității, alocă cel puțin 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare, aplică principiul echității sociale față de angajați, asigură niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1:8, se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale. În plus, întreprinderea socială de inserție are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând unui grup vulnerabil și luptă împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate. Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de întreprindere socială eliberat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București. Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale, prin certificatul de întreprindere socială de inserție. Dreptul de a folosi marca socială se poate obține odată cu atestarea de întreprindere socială sau, ulterior, în funcție de momentul în care entitatea respectă toate criteriile. Procedura presupune depunerea documentației solicitate la Agenția de Ocupare, iar răspunsul va fi dat în 30 de zile. Atestatul de întreprindere socială este valabil 5 ani, iar certificatul de întreprindere socială de inserție 3 ani, ambele putând fi prelungite dacă sunt menținute criteriile în baza cărora au fost obținute. În plus, va fi înființată Comisia Națională pentru Economie Socială, cu rol de colaborare, coordonare și monitorizare în domeniul economiei sociale. Întreprinderile sociale de inserție vor putea colabora cu Agenția de Ocupare pentru elaborarea Planului Județean de Inserție Socioprofesională pentru 3 ani. În fiecare an, luna mai va fi dedicată promovării economiei sociale. Acest material este un sumar al prevederilor legislative și normelor de aplicare. Pentru informare completă, consultați site-ul antisarăcie.mmuncii.ro. Material realizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cu sprijinul Links TV. Voce, Sorin Sandu. Acest filmuleț m-a scutit un pic să fac această introducere legislativă pe care nici măcar nu aș dori să insist.
Anul trecut, în luna mai, din anumite motive personale, am decis să fac o schimbare. Și în viața mea, a familiei mele și în viața profesională. Primul pas a fost să urmez un curs. M-am certificat ca și antreprenor social, având în vedere și experiența de peste 20 de ani în ONG-uri. Am crezut că dacă sunt un bun manager, un bun administrator și am activitate în ONG-uri, o să fiu un foarte bun antreprenor social. Asta încă nu pot să vă spun, doar că doar asocierea celor două experiențe anterioare nu neapărat mă califică și certificatul în sine nu este de ajuns. Ceea ce mi-am propus eu este să modific farmacia care exista de 15 ani într-o farmacie socială. Practic așa a și luat naștere proiectul, care în momentul de față este mai mult decât funcțional. Ce pot să vă spun este că în acest moment, la 1 iunie, peste doar câteva zile, primul pacient va călca în prima farmacie socială din România. Acest lucru se va întâmpla în Giurgiu de Mureș, deoarece farmacia socială SRL, înființată, a preluat fondul de comerț de la o farmacie existentă. Suntem în procesul de obținere a mențiunii privind modificarea fondului de comerț, dar pașii nu au fost ușori. Să zic că susținerea la nivel declarativ este ușor de obținut, dar mai ales în instituțiile publice în acest moment nu prea înțeleg ce se întâmplă cu această farmacie socială și de ce o întreprindere socială. Ce aș vrea să vă spun este că întreprinderile sociale acționează acolo unde instituțiile publice au eșuat. Deci scopul pe scurt a farmaciei sociale este de a completa, de a ajuta statul. Și de aceea este un pic ironic, tocmai pentru că sprijinul care mi l-am dorit pentru înființarea acestei farmacii sociale nu a fost unul pe care să spun l-am obținut ușor. Îmi spunea Nicoleta Logigan acum câteva zile că toate lucrurile care le obții cu prin multă muncă și cu mult efort te vei bucura și mai mult decât ele. Așa este, deci toate etapele din ultimul timp se pare că au mers în această idee și au încercat să îngreuneze cât mai mult înființarea, dar înseamnă că urmează să ne bucurăm probabil împreună de aceste rezultate. Vreau să vă prezint despre ce înseamnă farmacia socială. Ea este un SRL, exact ca toate farmaciile, ca și farmacia dumneavoastră. Este înființată în baza legii 31/1990, exact ca și dumneavoastră, doar că suplimentar obținem într-un dosar la AJOFM statutul de întreprindere socială. Din punct de vedere al codurilor CAEN, aici au fost primele derapaje, o să vă spun mai puțin în partea finală a prezentării, în sensul că doar ce vedeți cu negru sunt codurile CAEN specifice activității, respectiv 4773, fabricarea prepatelor farmaceutice 2120, comerț cu amănuntul, articole medicale, ortopedice, produse cosmetice și parfumerie. În rest, conform codului, mă rog, reglementărilor în vigoare privind înființarea unor farmacii, nu s-a putut a se certifica. Această farmacie funcționează după aceleași reguli ca orice farmacie comunitară cu circuit deschis. Vă spuneam că a preluat un fond de comerț. Și tot ce înseamnă echipamente, mobilier, mijloace fixe, cruce, spațiu, absolut tot de la o farmacie care exista de peste 13 ani. Ceea ce ne-am gândit noi este să inovăm și să lansăm în primul rând noi servicii, care bineînțeles să respecte legislația în vigoare. Nu vom avea un marketing diferit de a niciune alte farmacii. Asta de ce? Pentru că noi nu ne-am înființat ca să furnizăm produsele gratuit. Dacă ați reținut din acel filmuleț, este important să avem profit, pentru că 90% din profit, și profitul este definit foarte clar ca venituri, fondurile necesare salarizării, fondurile necesare plății mărfii sau altor cheltuieli, și 90% din acest profit îmi permite mie să fac activitățile sociale. Și cu cât profitul e mai mare, cu atât mai multe persoane am putea să ajutăm.
Ceea ce am dorit noi să, din punct de vedere al inovării, am vrea să maximizăm profitul și prin altă modalitate, aceea de a diminua cheltuielile. În acest moment pot să vă spun că am făcut propuneri către furnizorii uzuali a unei farmacii, cel de soft farmaceutic, cel de casă de marcat, mentenanța și întreținerea casei de marcat, distribuirea deșeurilor, deratizare, sisteme, certificate digitale, verificări metrologice, asigurări, achiziție birotică, etc. Deci știți că acești furnizori au o oarecare cotă din cheltuieli. O parte dintre ei au fost de acord să ajute farmacia într-un mod voluntar și gratuit. Deci, primul pas este să facem o economie mai mare ca să creștem profit. Din punct de vedere al activității, nu suntem un ONG, nu putem primi sponsorizări. Acesta este un neajuns, să spunem așa, pentru că vor fi oameni care vor vrea să ajute cauzele sociale și vor fi invitați doar la a acționa, să spunem, produsele de la noi. Nu înseamnă că nu am putea, veți vedea, inova un pic și să încercăm să prezentăm și să explicăm instituțiilor publice că o farmacie socială are această latură socială mult mai pronunțată decât orice farmacie. Și să nu uităm că, într-adevăr, activitatea farmaceutică are o latură importantă socială pe care de multe ori autoritățile uită de ea. Misiunea farmaciei sociale este de a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate întregi comunități, respectând standarde de etică și profesionalism, și ne dorim să creștem nivelul de educație sanitară pentru a îmbunătăți accesul la medicamente, dar într-un mod indirect, veți vedea, ne dorim inclusiv să participăm în mod activ la ceea ce înseamnă protecția mediului prin preluarea de medicamente expirate. Farmacia socială va finanța aceste preluări de medicamente expirate de la populație. Aici vă prezint 6 obiective sociale, doar primele două le vom lansa anul acesta. Este vorba de adopția, între ghilimele, a bunicilor de la Căminul de Persoane Vârstnice din Târgu Mureș. Nu vorbim de neapărat de cadrul social, dar vorbim de o comunitate de oameni extraordinari care de multe ori au de ales între a plăti restul de plată de la o rețetă și de a-și permite o ciocolată. Sau acest cămin de persoane vârstnice, pe lângă faptul că face lucruri extraordinare, trebuie să aleagă în a prioritiza o serie de cheltuieli, precum zugrăvirea unui spațiu, igienizarea sau creșterea, diversificarea alimentației pacienților, bunicilor din cămin. Prin adopția acestui cămin, practic ne dorim să ușurăm căminul să aibă fonduri suplimentare prin economia de a nu mai plăti restul de plată la rețete sau să asigurăm inclusiv ceea ce înseamnă medicamentele și produsele necesare, de exemplu, de protecție a personalului în acest context. A doua idee și al doilea proiect, poate și mai ambițios, este acela de a prelua gratuit deșeurile medicamentoase la cetățenii comunei Sânt Georgiu de Mureș și Târgu Mureș. Ce nu vom face într-un mod direct, deci nu vă imaginați că în farmacie vor veni punguțe cu medicamente, ci vom amplasa în fața farmaciei un container special la care are acces doar firma care va distribuie medicamentele. Noi vom fi practic finanțatorii distribuirii acestor deșeuri și, având în vedere că probabil vom avea o capacitate limitată raportat la nevoia populației de a distribui aceste medicamente, vom înființa sau vom asocia cu ONG, de mai bine spus, pentru a primi inclusiv donații. Livrarea de medicamente la domiciliu pacienților cu mobilitate redusă, cu ajutorul voluntarilor, și trebuie să mulțumesc și colegilor dinainte care au prezentat proiectele și le fac pe această cale chiar și o invitație să putem să discutăm despre ce ar putea însemna voluntariatul pentru activitatea farmaciei sociale. Sunt cazuri sociale a căror preaza primăriilor, despre care nu putem să spunem că sunt administrate într-un mod eficient. Sunt persoane
superfice care nu se pot deplasa și problema nu este neapărat accesul la medicamente, cât capacitatea lor, într-adevăr, de a ajunge la o farmacie. Și cunosc foarte mulți colegi farmaciști care fac acest voluntariat și duc medicamente la persoane vârstnice după ce au plecat de la servicii. O problemă pe care o consider prioritară este administrarea băncilor de medicamente, le spun eu. Vorbim de medicamente provenite din donații internaționale sau independente, medicamente care sunt recuperate de la pacienți, dar care nu ajung în instituții sanitare, ajung de multe ori în instituții de cult, unde sunt administrate de persoane care nu sunt de specialitate farmaceutică. Am putea să creăm o astfel de bază de medicamente și să fie administrată de către farmacia socială și nu eventual, obligatoriu de un farmacist. Ce mi-aș, nu aș dori să insist foarte mult pe restul proiectelor. Sunt proiecte de 2022, probabil. Vorbim de campanii de educație privind de sănătatea și probabil o să fac o invitație către toți colegii farmaciști care au experiențe în a scrie materiale să ne ajute pentru a promova ceea ce înseamnă automedicația sau educația, planning familial sau îngrijirea gravidei sau orice fel de teme pe care considerați că am putea să le introducem într-un ziar biling român-maghiar care să fie distribuit gratuit trimestrial. Din punct de vedere al comunității, beneficiile sunt unele majore. Ceea ce este important de spus este că pacientul sau clientul farmaciei, dar pacientul nu trebuie să facă nimic în mod deosebit. El trebuie să știe doar că prin achiziția unei cutii de medicamente care are nevoie, pentru că noi nu încurajăm în niciun caz cumpărarea artificială de medicamente de care nu are nevoie un pacient, dar în momentul în care face această decizie de a călca pragul farmaciei sociale, profitul aferent acelei cutii merge pentru o cauză socială. Și pentru că partea frumoasă am prezentat-o și anul trecut în luna octombrie și în adevărat rămân un optimist. Aici v-am pus doar câteva din, să spunem așa, piedicile sau și aș vrea să vorbim și de acest aspect mai puțin plăcut. Sunt mai multe etape prin care trebuie să treacă de fapt orice fel de SRL, nu neapărat o întreprindere socială, care în momentul în care ieși un pic din tipar, respectiv actul constitutiv este conceput puțin diferit față de un SRL normal, lucrurile nu mai funcționează cum trebuie. Înregistrarea la ONRC nu a fost una complicată, totul s-a desfășurat electronic, nu m-am prezentat fizic, nu am stat la coadă. Într-adevăr, cu ocazia acestei înregistrări a farmaciei am clarificat faptul că o farmacie în mod uzual poate avea 4 coduri CAEN și este o noutate pentru mine, cred că și pentru o parte din dumneavoastră, pentru că farmacia pe care o aveam deja avea în statut toate codurile CAEN posibile și pe punctul de lucru erau activate numai puțin de 9 alte coduri CAEN. Înregistrarea la AJOFM, există două interacțiuni cu această instituție, o dată notificarea posturilor libere și ocuparii posturilor libere și apoi înregistrarea ca întreprindere socială, nu este foarte complicat, deschiderile de cont în bancă comercială, în trezorerie. La ANAF nu aș putea să vă spun că este o plăcere sau că este, dar sunt foarte multe lucruri care trebuie să luate în calcul: fiscalizări de casă de marcat, obținerea statutului de plătitor de TVA, înscrierea în SPV, obținerea dreptului de a depune declarație electronic. Aici este o critică pe care aș vrea să o lansez, aceea de a faptul că conform legii în prezent o unitate este devine pe toate TVA doar de la 1 ale lunii următoare. În cazul meu nu este un disconfort major pentru că vorbim de câteva zile, dar o farmacie în cazul de față nepătoare de TVA care devine pătoare de TVA peste câteva zile ar presupune închiderea efectivă, realizarea unui nou inventar. De aceea este motivul pentru care noi în momentul de față am optat să pregătim totul și să deschidem simbolic pe 1 iunie această farmacie.
ITM, revista contract de muncă, vă este cunoscut. Obținerea autorizației de farmacie comunitară și ulterior avem acest în plan deschiderea farmaciei online. Nu este un proces complicat, dar nici unul foarte facil. Știi, probabil că cei care ați avut deja modificări știți de platformele electronice prin care comunicați o serie de documente. Suntem în așteptare, dar conform legislației, conform legii farmaciei, funcționăm pe autorizația preluată prin cumpărarea fondului de comerț și nu avem niciun fel de piedică. În schimb, din punct de vedere al casei de asigurări, în acest moment nu putem elibera rețete, ceea ce cel mai probabil în maxim o lună se va putea reglementa. Și acest lucru este deoarece, conform legislației, nu se recunoaște transferul de autorizație de pe o farmacie pe alta, în condițiile în care farmacia cumpărătoare, cazul nostru farmacia socială, proaspăt înființată, nu are contract deja existent cu casa. Deci, practic, aici este deja un vid legislativ, având în vedere că un astfel de transfer de autorizație nu ar crește numărul de pacienți, adică sau costurile. Oricum, în acest moment, pacienții care veneau în mod uzual la farmacia Hapciu din St. George se vor redistribui probabil pe alte farmacii, deci costurile sunt identice. Iar farmacia nu este o farmacie intrată nouă în contract. Suntem cu o parte dintre furnizori, am renegociat foarte rapid furnizarea de medicamente. O parte dintre furnizori nu sunt foarte, să spunem așa, nu prezintă un confort în a elibera medicamente în continuare pe o farmacie care funcționează pe acea clauză de 30 de zile valabilitate în continuare pentru cumpărătorul unei autorizații, dar cu mare drag pot să vă spun că sunt furnizori de SSM, medicina muncii, certificate digitale, care au acceptat foarte ușor susținerea farmaciei prin limitarea costurilor sau eliminarea lor totală. Ce îmi doresc eu este să fac să lansez un ghid privind înființarea farmaciilor sociale, în care să explic pe de o parte pașii pe care trebuie parcurși și să încerc să ușurez, să spunem așa, drumul unor persoane care vor decide să-mi ia exemplu și să facă exact același lucru. Voi deschide probabil un dialog cu Casa Națională și Ministerul Sănătății pentru a vedea în ce condiții putem să punem pe o excepție întreprinderea socială, pentru că vreau să vă reamintesc că scopul acestor farmacii este de a completa acolo unde instituțiile statului nu reușesc să ducă la bun sfârșit politica economică socială. Îmi doresc, bineînțeles, că eliminarea perioadei de așteptare pentru a intra într-o relație contractuală cu casa ca și excepții pentru farmaciile sociale și voi milita pentru acest lucru. Facilitarea obținerii de statului de utilitate publică și astfel ca o farmacie socială să poată accesa fonduri publice pentru campanii de educație și screening medical. Și un punct extrem, extrem de important care cred că va fi și dezbătut, recunoașterea contractelor de voluntariat în locul contractelor de muncă. Pentru că e momentul în care vreau să vă fac și să vă provoc și să vă fac o invitație. Farmacia are nevoie de dumneavoastră, farmacia socială. Nu suntem în niciun moment concurenți. Nu am nevoie nu sunt în fața dumneavoastră pentru a cere bani și aș putea să vă rog să vă gândiți că nu de bani are nevoie farmacia, ci dumneavoastră ați putea participa prin voluntariat efectiv cu activitate. Lunar, de exemplu, un număr de 3-4 ore ar putea face diferența prin faptul că mărim programul de lucru al farmaciei și pacienții sunt cu probleme, bineînțeles, îi putem să-i deservim și să sprijinim astfel cât mai multe cauze sociale. Nu zic că este o problemă rezolvată, pentru că eliberarea rețetelor este condiționată de existența unui contract de muncă și recunoașterea contractului de voluntariat ca și înlocuitor nu este în acest moment o soluție legală, dar cu siguranță voi continua să militez pentru acest lucru.
Banca de medicamente și preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase se poate, ar fi util dacă s-ar putea găsi o soluție de a fi realizată pe acest SRL fără a intra în conflict, să spunem așa, cu legea farmaciei, pentru că nu putem prelua medicamente, deșeuri medicamentoase și să cumva să se suprapună peste circuitele existente în farmacie. De aceea, soluția pe care am găsit-o noi este doar de finanțator. Propunem eliminarea taxelor de înființare și evaluare la Ministerul Sănătății, la Casa Națională pentru ceea ce înseamnă farmacii sociale. Vom propune chiar eliminarea impozitelor pe venit și salarii pe clădire sau concesionare și, nu în ultimul rând, eliminarea taxelor de membru la Colegiul Farmaciștilor, Ordinul Asistenților, evaluările RBPF sunt propuneri, bineînțeles, dar trebuie să realizăm că orice fel de leu care rămâne la sfârșitul lunii în contul farmaciei, în formă de profit, ajunge la un caz social. De aceea este întrebarea mea retorică de final este: ce puteți să faceți dumneavoastră ca să ajutați un astfel de proiect, o astfel de farmacie socială, să nu fie singura din țară? Pentru că a fi primul nu este ușor și visul meu este de a înființa sau de a dezvolta parteneriate astfel încât să vorbim de un lanț de farmacii sociale în România. Și dacă costul este a renunța la profitul pe care l-aș fi obținut la sfârșitul unui an, pot să vă spun că profitul sau satisfacțiile care sunt obținute din activitatea unei farmacii sociale depășesc extrem de mult ceea ce înseamnă un simplu profit financiar. Doresc să vă mulțumesc. Nu știu în acest moment, nu pot decât să vă invit pe parcursul lunii iunie să ne vizitați, să ne cunoașteți. Aș dori să menționez și numele colegii mele farmaciste șef Latoș Imre Orșoio, care este un om deosebit și este probabil în fața unei provocări foarte mari, aceasta de a fi farmacist șef într-o farmacie socială. Lucrurile se vor schimba considerabil la nivelul comunității în care trăim, comuna Tângerul de Mureș, dar sunt convins că granița nu va sta neapărat în, adică nu se va opri acolo unde este plăcută de intrare în Târgu Mureș. Cu siguranță vom avea și susținători, probabil și persoane care ne vor critica, dar obiectivul nostru este de a ajunge departe și de a modifica, de a schimba viața unor oameni, de a ajuta acolo unde statul nu poate și de a o face într-un mod profesionist și etic și legal. Mă opresc aici că aș vrea să vorbesc mai mult, dar n-aș vrea să plictisesc și încă o dată revin cu invitația de a ne călca pragul, de a ne vizita și de a putea discuta orice formă de colaborare reciproc în ceea ce privește dezvoltarea acestei farmacii sociale, să devină practic o emblemă și, de ce nu, mândria județului Mureș, pentru că aici s-a înființat prima farmacie și funcționează prima farmacie de acest tip în România. Mulțumesc, Marius. Dacă sunt întrebări pentru Marius pe această temă, o să vă rog să le scrieți pe chat. Nu este ușor să fii primul în niciun domeniu din al este ca un pionierat. Desigur, ar trebui corelată legislația, ar trebui niște modificări legislative pentru ca toate cererile tale să ai un accept pozitiv la tot ceea ce ceri tu, pentru că știi că la unele răspunsul este în lege. Dar ești o fire optimistă și important este să nu te dai bătut, să lupți în continuare și poate anul, adică peste câte luni, la conferința din septembrie, să vii și să ne spui despre primele realizări. Desigur, noțiunea de voluntariat, așa cum am spus, este mai mult întâlnită în cadrul tinerilor, în cadrul elevilor, studenților. După aceea, mai puțină lume este familiarizată cu această noțiune, dar
sunt și la vârste mai înaintate voluntari. Vârsta nu este un criteriu de a nu face voluntariat. Și dacă cineva dorește să te ajute, te cunoaște toată lumea datorită colaborării tale cu majoritatea farmaciștilor și cu siguranță te va contacta. În